Într-o perioadă în care tinerii fug de munca fizică, bunicilor sunt nevoiți să reziste în activitatea care le asigură un venit. Două octogenare muncesc din zorii zilei până seara în spatele tarabelor cu legume și zarzavaturi din piața centrală din Buzău. Când nu au marfă, trudesc în grădină, unde mereu au câte ceva de făcut. Jenica Crăciun are 80 de ani și se chinuie de câteva zile să vândă ultimii cartofi recoltați de ea astăvară. I-au rămas cei mai mici, cei drept le-a scăzut prețul la 2 lei kilogramul, dar și așa zac mult timp pe tarabă. Nu se vinde, nu mai e lume în piață. Nu ia pe ăștia mărunți. Da, 3-4 kilograme maxim. E mărunți. Și ăștia e ultimii, nu mai am. Și merită atâta muncă? Nu avem ce face. La 80 de ani, doamna Jenica muncește ca în tinerețe, a preluat grădinile de la părinți și supraviețuiește exclusiv din producerea și vânzarea legumelor. Este prezentă cu marfă în piața din Buzău încă din zori. Aici la tarabă cât stați? O zi întreagă, până seara, până la 5 de minute seara. După o zi de stat aici la tarabă, mergeți acasă, ce faceți? Da, ne spălăm, mâncăm și ne culcăm. Dimineața ne spălăm ea. Și asta înseamnă viața dumneavoastră. Asta e viața. Nu știm altceva decât asta. E foarte greu, dar n-avem ce să facem. Asta am practicat-o, asta o ținem. N-avem ce să... De ce să mai mă iau la bătrânețe acum? Tot 80 de ani are și vecina de taraba, doamnei Jenica. Sunt vecine nu doar în piață, ci și de tarlale. Octogenarele au grădinile la marginea orașului Buzău, aproape de șoseaua de centură, sursa din care provin cele mai multe legume și zarzavaturi autohtone vândute în piețele din Buzău. La ce oră? La ce oră? La 6 dimineața. Stați aici, în vânt, în... În frig, da. În foc până muncim la grădină. Și 7 până o vinde, că s-a deschis magazinii multe și nu se mai vinde. Și ne chinuim. Asta e durerea dumneavoastră acum. Da, și ne chinuim, da. Cei mai mulți dintre vânzătorii de legume din piața buzoiană au vârste apropiate de cea a doamnelor Jenica Crăciun și Florica Geană. Din când în când pot fi zăriți în spatele tarabelor cu fructe sau legume și câțiva tineri, foarte puțin însă. Mulți fug de munca fizică, iar dovada în acest sens sunt statisticile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Aproximativ 1500 de persoane din județul Buzău au rămas fără ajutorul social sau indemnizația de șomaj potrivit AJOFM Buzău, după ce au refuzat anul trecut un loc de muncă sau participarea la cursuri de formare profesională.